Astăzi a avut loc ședința ordinară de Consiliu Județean a lunii martie, în cadrul cărei au fost discutate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Proiectele menite să vină în sprijinul cetățenilor. Printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost și faptul că în luna aprilie va fi realizată recepția la Spitalul Orășenesc din Strehaia, iar Consiliul Județean Mehedin și Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin au făcut demersurile necesare pentru ca Spitalul Orășenesc să aibă resursă umană pentru a putea funcționa în cele mai bune condiții. Pentru că bunăstarea mehedințenilor a ocupat și va ocupa mereu un loc important în ceea ce privește proiectele Consiliului Județean Mehedinți, președintele Aladin Georgescu i-a convocat pe consilierii județeni în ședința ordinară a lunii martie pentru a aproba mai multe proiecte importante pentru județul nostru. Printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost și faptul că în luna aprilie va fi realizată recepția la Spitalul Orășenesc din Strehaia, iar Consiliul Județean Mehedin și Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin au făcut demersurile necesare pentru ca Spitalul Orășenesc să aibă resursa umană pentru a putea funcționa în cele mai bune condiții. Astăzi am avut ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți și am aprobat mai multe proiecte de hotărâre, unele dintre ele foarte importante pentru județul nostru. În primul rând, în condițiile în care Spitalul Orășenesc din Strehaia a fost reabilitat și în luna aprilie se va realiza recepția la terminarea lucrării. Consiliul Județean Mehedinți și Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin au făcut demersurile de rigoare, astfel încât să asigurăm acestui spital resursa umană pentru a putea începe să funcționeze în cele mai bune condiții. Și am aprobat o hotărâre în acest sens. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin analizează în continuare nevoile pacienților din acea zonă, astfel încât vor fi asigurate servicii medicale din toate ramurile. Analizăm în continuare nevoile maxime pentru pacienții din acea zonă, în conformitate și cu competențele medicilor și asistenților. Astfel, o parte din personalul medical care locuiește în Strehaia și în momentul acesta își desfășoară activitate în Spitalul Județean Turnu Severin va fi relocat în acea secție. De asemenea, vom asigura atât servicii de specialitate ambulatoriu, interne, chirurgie, obstetrică, ginecologie, vom asigura servicii de pediatrie. Încă suntem în organizarea și unui punct lucru pentru unitatea primiri urgențe, dar cu siguranță nu vor fi urgențe de cod roșu sau cod verde, vor fi urgențe de cod alb sau galben. Suntem în continuare, dezvoltăm aceste servicii și să sperăm că este benefic pentru toată lumea. Credeți că va mai fi nevoie de personal, de angajări pe viitor la acel spital? Da, dar trebuie să analizăm și faptul că avem un buget, trebuie să asigurăm atât salarii cât și funcționare, dar cu siguranță pe parcursul anului vor fi și aceste angajări. De asemenea, au fost discutate și aprobate și alte puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și sprijinirea UAT Baia de Aramă pentru modernizarea pieței agroalimentare. De altă parte, am primit solicitări de la două unități administrativ-teritoriale din județul nostru, în vederea asocierii cu unitatea administrativ-teritorială Consiliul Județean, motiv pentru care am aprobat o hotărâre de Consiliul Județean, prin care ne-am asociat cu unitatea administrativ-teritorială Șimian, în vederea depunerii unei cereri de finanțare la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru digitalizare în primăria Comunei Șimian. De asemenea, am aprobat o asociere cu primăria orașului Baia de Aramă, în condițiile în care primăria, prin primarul Ionuț Tudorescu, a început modernizarea pieței agroalimentare din oraș și a mai fost nevoie de o sumă de 140.000 de lei pentru a achiziționa ceea ce este necesar pentru dotarea acestei piețe, motiv pentru care am aprobat încă o hotărâre de Consiliu. În ultimii ani, în județul Mehedinți au fost realizate foarte multe proiecte în toate domeniile, acestea fiind menite să crească nivelul de trai al cetățenilor. Mehedințiul a fost un șantier în lucru cu ajutorul programelor naționale de dezvoltare locală, dar și a fondurilor europene, iar viața mehedințenilor s-a îmbunătățit considerabil.